La 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 la. Right there, Ruby, right there. Don't stop. Don't stop. Oh, you're in the spot. Mă, oameni buni, știi ce m-am gândit? Să iau păzanii de nevastă. Că eu n-am soartă, el n-are soartă. Noi suntem niște căminiști și ne potrivim. Ce zice? Fac a... Zani, m-am îndrăgostit de tine! Și ceva? Îmi dau domnișoria mea ție! Ai cerem tot ce vrei, cerem tot ce vrei. Știi că-ți fac pe plac cum o fac de obicei. Și o să-mi arăți și mie ce poziție îți place ție. Și știi ce aș vrea? După ce mă pui capră în zacuzi, să facem și noi viața mea, Nică, și aici nu... Vrei, nu? Te rog. Mă ce îți place? Mă crezi că sunt încărduri când vorbesc cu tine, nu știu, m-a luat foarte rău căldurile. Ce îți place în poziția 69? Ce ai tu de făcut sau ce am eu de făcut? Păi ce am eu de făcut, Nică? M-a luat căldurile, nu știu, da, nu știu. Deci vrei să te implici tu mai mult în 69 decât eu, nu? Da. Bă, te-am dus fără bladul de instalații în centru, fă, și făceai mâini lui primarul, fă, nu te rușine, fă. Când domnea camena asta, ai fugit și făceai mâini lui vecinul de la patru. Dar n-am dinți, dar n-are nimic. E perfect că n-ai dinți, crede-mă, de-aia ți-am zis să faci tu curățirea sufletească blowjob. E cel mai bine fără dinți, nu, Neica? Dar erai preocupată să zici tap. Cu toții ne-am întrebat de ce Floricica e virgină la 48 de ani. E virgină în păsălică, e adevărat. Dar în curății... A? Bună, ce știi tu? Când te-am văzut prima oară că deveneai tu virală pe internet, când erai în prima linie la protest, nu știu pe la ce competiție te-ai dus tu la umor sau unde te-ai dus și ai zis tu, nu mai știu, Floricico, dar mie mi s-a sculat instant când te-am văzut, ai zis, bă, așa, femeie, bă, când am văzut că nu ai dantura perfectă, bă, imperfecțiunile astea mă făceau așa să mă simt că nu sunt singur pe pământ, că și eu mă simt imperfect, știi? Liberă la mare, stau cu tine la soare. L-am găsit și pe Nicușor, mă. De la Brăila, mă. Ia zi-ne, Nicușoare. Căca! Căca! Pișe! Pișe! Liviu Dragnea, PSD! Bună, Flori, ce faci? Acum. Bună seara! Am fost la farmacistă și a spus ca să beau ceaiul ăsta de excitare. Pentru că n-am bărbat și sunt în călduș. Și ceaiul ăsta mă scoate excitarea din mine. Ați înțeles?